salutare A-listers, este vineri, este Live Couch, Bogdan Nicolae sunt eu, iar alături de mine Adriana Titieni. Bună, Adriana, give me five, ce faci? Bine, ok. Ok și foarte încărcată, din câte am înțeles, scrii, regizezi, știm că ești și profesor, dar acum noi trebuie să facem cumva, să trimitem oamenii concret la piesele de teatru în care te putem vedea. Păi, cred că piesa la care vă pot trimite rapid se numește Ovule congelate, știu că se numește ciudat, dar e vorba, e vorba despre ultimul trend în materie de reproducere asistată, respectiv femeile, în mod special în Occident, dar se practică și în România, la o anumită vârstă încep să-și congeleze ovulele, să le depoziteze într-o bancă, ca atunci când vor fi ele pregătite social, moral, biologic, spiritual, să aibă copii, să poată fi acele ovule fecundate. Da. Asta e chiar tare. Da, da, da. Subiectul e, zic eu, foarte interesant și o să-l jucăm rapid, respectiv pe 26 octombrie la Constanța, pe 17 noiembrie la Galați, dar nu știu datele de la București pentru că trebuie să confirmate. L-am jucat acum de curând, am tot jucat. E un spectacol care îmi place foarte mult pentru că, de fapt, tratează cu ironie și autoironie și umor acest subiect, care este cât se poate de serios, pentru că lumea râde, 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 dar majoritatea femeilor care vin la acest spectacol, după spectacol, vin la noi și spun: păi, așa e, de fapt. De fapt, da, eu de fapt vreau copii, dar uite, am 35 și încă n-am apartamentul mult visat, n-am mașina mult visată, parcă nici partenerul nu e călare pe un cal alb. Și ce idee interesantă să-mi congelez ovulele. Până la urmă e vorba de o problemă feminină, nu atacă problema masculină absolut deloc, adică nu dăm vina pe bărbați în această piesă, ceea ce este foarte ciudat, recunosc. Vremurile astea, tehnologia și indecizia feminină, cam pe asta dăm noi vina în piesa noastră, adică facem glume pe seama, ca să nu zic facem mișto, deși cred că pot să zic facem mișto, da, nu? Sunteți foarte indulgente, din câte înțeleg. Da, 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 suntem indulgente și în general dăm vina pe noi. Unde te mai vedem? Ăsta este spectacolul pe care îl joc acum și repet la alte două piese, dar până nu voi nu vor avea premiera, nu pot să vorbesc despre ele, că e așa o chestiune în branșă. Știu că acum fugi la repetiție. Da. Fug la repetiție, dar ce v-aș sfătui eu să faceți, acum dincolo de orice, eu sunt și lector universitar la UNEATC, este să intrați pe site-ul UNEATC-ului și să căutați piese. Acolo îi veți vedea pe viitorii mari actori și vorbesc foarte serios, sunt niște piese foarte bune, unele se joacă chiar la UNEATC, la sala Ileana Berlogea, altele se joacă la Palatul Copiilor sau în alte spații unde ne găzduiesc pe spectacolele, pentru că știți foarte bine ce problemă are facultatea, adică universitatea, nu avem sală pentru că primăria ne-a făcut un știu de bine și ne-a luat-o. Să înțeleg că vin o generație foarte tare. Vin generații după generații și mă bucur că sunt aici, pentru că pe mine mă enervează foarte tare când îi aud pe cei mai în vârstă care spun că vai, nu mai sunt actor ca pe vremea noastră. Da, 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 tot timpul aud treaba asta. Nu e adevărat. Dacă, spre exemplu, în momentul de față, în București, Cristian Mungiu a adus le film de Cana Bucare. Adică este un festival de filme care evident că au fost la Cannes, după cum spune și titlul, dar sunt și o mulțime de filme românești care au avantpremiera, care sunt pline de tineri actori extraordinar de talentați. Duceți-vă și vedeți Marița, Un pas în urma Serafimilor, oricare din filmele astea, de fapt, distribuția acestor filme e plină de tineri și nu e plină de, să zicem, actori de o anumită vârstă, că nu vreau să atac pe nimeni, nu de alta, dar și bărbatul meu joacă în filmele astea, dar nu despre ei e vorba, e vorba despre tânăra generație. Îți mulțumesc mult, Adriana Titieni. Și eu îți mulțumesc. Și așteptăm și cele două surprize, da, la care lucrez. Undeva decembrie-ianuarie. Până atunci mergem la ovule congelate. Așa e.